Partidul Social, dar dialogul cu guvernul, în care este instituția de culturi, pentru mine n-a existat nici un obiectare, nici un lucru în care să nu pune cu primul plan dialog social, dar nu mai s-a animat și în consecință noi nu participăm la ședințe de rău social, pentru că nu se trebuie la loc, sau până când nu se ajunge la sper să fie o protecție a domnului Ștefan, dar ar fi președinte, am schimbat o felul și a domnului domnului Ștefan Mărea, nu mai putem participa și deci am văzut loc de legea educației, la penaltatul social, de legea dialogului social, deși exista o legi cestă pe următorul social, de codul muncii și de toată legislația socială. Deci, nu mă rog să ne votați cum participăm la legea socială, dar o să nu ajungeți să transmiteți mai departe de vreo 17 deci mai vreo mesele. După 17 ani, n-am ținut cont de nici părere, adică cu care e tardivă și după care este o hotărâre luată la nivelul confederației. Nu, este o hotărâre a luată, noi suntem aici. Dacă vă interesați, ne-am trecut din septembrie, nu mai există dialog social. Deci toată legislația a fost făcută de cei care n-au nimic comun cu realitatea, legislația socială. Da, pentru că nu mă rog. Vă revedem. Sperăm să reveniți la sentimente mai bune față de aici, dumneavoastră. Eu zic că e bună întâlnirea noastră, pentru că cel puțin pentru cei care lucrează în domeniu, dar nu numai pentru cei care lucrează în domeniu, ci și mai ales pentru beneficiarii legislației de protecție socială, de asistență socială, este important să cunoască noutățile care au apărut prin această nouă lege a protecției sociale. Sigur că am fi vrut astăzi să avem și punctul de vedere al reprezentanților confederațiilor sindicale, dar dacă așa s-a luat decizia la nivel național, dumnealor au avut amabilitate, s-au prezentat aici și la așa cum ați văzut și dumneavoastră, m-am dus la cunoștință hotărârea lor privind neparticiparea până nu se reglementează mai bine dialogul social la nivel instituțional și, bineînțeles, la nivel de țară. Eu vă mulțumesc că ați dat posibilitatea noastră, vă spun la mulți ani, un an bun să avem și mai ales să facem în așa fel că banii noștri ai tuturor pentru protecția socială să ajungă la acele persoane care au nevoie. Pentru că știm cu toții și media a prezentat și anul trecut, dar și în acest an, mereu situații în care persoane care beneficiau de diverse forme de asistență socială, practic erau acte de muncă sau realizau activități care în mod firesc datorită dizabilității pe care, dizabilitățile pe care le aveau, nu ar fi putut să le presteze. Avem aici prezență în sală, practic, domnul director Ioan Popescu, care, începând de luna aceasta, predă o parte a activității de asistență socială la Agenția de Prestații Sociale și doamna Mirica Marian, care practic va fi, să zic așa, va asigura monopolul de acum înainte în acest moment. Și aș vrea să intrăm direct în, ne spuneți
ce anume noutăți se apar față de vechea reglementare și ce anume vă propune sau Ministerul își propune să facă în continuare în acest lucru. Să am să rog pe domnul Popescu să prezinte așa un scurt rezumat al activității. O perioadă de 5 luni, începând cu dreptul de a trăi din februarie.
Îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul local determină renovarea prin dispoziția primară a dreptului, iar ca și contractul prin dispoziția primară, acest beneficiu în general. 3. Nivelul beneficiilor de asistență socială cumulate de o singură persoană sau, după caz de o familie, nu poate depăși un coeficient raportat la valoarea indicatorului social de referință, coeficient care se stabilește anual prin hotărâre de guvern. 4. Introducerea formulatului unic de cerere oameni, a cărui conținut se stabilește prin hotărâre de guvern, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii 1292 din 2011. Pentru solicitarea de beneficii sociale finanțate de la bugetul de stat. Pentru beneficiile plătite din bugetul local, formularul de cerere se stabilește de către consiliile locale. Cu altă noutate, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a legii asistenței sociale, numărul 292 din 2011, va funcționa sistemul informatic integrat, care va asigura verificarea datelor înscrise în cerere, precum și altor informații referitoare la solicitant și situația socio-economică acestuia. De asemenea, în termen de 7 luni de la data începerii funcționării sistemului informatic integrat, cererea se va putea depune fără a fi necesare documentele dovedite. Acestea se vor prezenta numai la solicitare expresă a autorității. Referitor la atribuțiile în domeniul inspecției sociale, sesizează organele de urmărire penală competente în situația în care faptele supuse de controlului însumesc elementele constitutive ale infracțiunii, desfășoară activitatea de control la nivel de județ în baza ordinelor de deplasare a metodologiilor, instituțiilor și procedurilor de lucru aprobate. Controlează și monitorizează modul în care sunt stabilite beneficiile de asistență socială. Evaluează, monitorizează și controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici și private. Controlează și monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistență socială, precum și a celor alocate pentru dezvoltarea serviciilor sociale, a programelor, proiectelor și politicilor în lume. Constată săvârșirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale în domeniu și aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de lege. Propun suspendarea, încetarea temporară, definitivă a beneficiului de asistență socială, a serviciului social, în cazul încălcării prevederilor legale. În prezent, ne aflăm în interiorul termenului de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actelor normative menționate, semnul care urmează să fie emise. Reglementări pentru definitivarea structurii organizatorice și de personal a agențiilor teritoriale pentru plăci și inspecție socială, reglementări pentru aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului 124-2011, respectiv stabilirea în concret a drepturilor și conturilor drepturilor la beneficiile de asistență socială, adaptarea aplicației informatice la modificările legislative prezentate. Din păcate, nu putem auzi. Aș întreba așa, așa să zic, ce este semnificativ în legea nouă apărută pentru informarea publicului, ce anume aceste. Oamenii au auzit un fel de informații lansate, sunt interesat sau mai puțin interesat. Au auzit de multe controle care s-au făcut și au fost depistate persoane care beneficiau de asistență socială într-o formă sau alta, dar care erau recunoscute și efectiv nu aveau astfel de probleme. Deci, fiind împliniți, în principal, cei care au acordat tratarea într-un grad de handicap, într-un grad de dizabilitate. Eu am avut
zic așa, sesizări sau informații și de la primari, care întrebați fiind de ce nu fac ei ceva, mai mult, știți, ei sunt primari aleși acolo, dar au și la rândul lor sesizări de la cetățeni care știu că vecinii lor, alți cetățeni din, din comună de acolo, beneficiază și în același timp nu fac execut activități care sunt incompatibile cu handicapul pe care, pentru care au fost menționat. Din controlele care s-au făcut în perioadă și au fost descoperite multe cazuri. Tot la fel, informații spun că chiar dacă li s-a suspendat o perioadă de timp, după aceea a mers din nou la comisie sau la medie care i-a încadrat din nou în, în grad de handicap și se beneficiază în continuare. Suntem într-un cerc vicios și, practic, cei corect cinstiți care ne sesizează văd că nu se întâmplă nimic cu cei care abuzează efectiv de, de banul public. Și este evident că identificarea controlelor în cazul guvernelor comunităților locale asupra ei la obiecte de reguli și a eliminat o parte dintre acești beneficiari în limele care nu aveau dreptul. La locul social, acolo lucrurile mai ușor cu primarii unde s-au putut face. Dar obligația rămâne a primarilor să verifice prin anchetă socială, dar a început din să verifice de și să stabilească dacă aceste persoane aveau sau nu dreptul în baza declarațiilor pe care le-au prezentat la lucrarea domnului securiza dreptului. Noi nu aveam competențe ca și instituție până acum în a verifica cel mult purtam discuții și corespondență cu primăriile, le atrageam atenția, dar măsuri de consecințele se puteam lua. Acum, prin noua structură a instituției, de faptul că am primit ca și atribuții de control a modului de, 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 a, de a verifica modul de a primire a beneficiilor de asistență socială. Deci putem, lua și mai măsuri de a intra în legalitate cei care, care trece. Pe ajutorul minim garantat, adică celelalte în gradul de Dar asta vreau, nu așa ce știu, din ce s-a constatat și li s-a propus suspendarea dreptului da. Respectiv. Au fost până la urmă un caz în care măsura s-a luat până la capăt în sensul de, eu știu, chiar să, să fie tăiat de la, de la drept efectiv să fie de drept. Au fost zeci de cazuri și ele trebuiau a sesiza din nou comisia, aveți da, de acolo, așa, și ce știți, ce, ce au rezultat de acolo, repet, ceea ce spune lumea este că nimic nu s-a schimbat. La fel au continuat și oamenii știu, să cunosc unii bani, să repet, vin și în audiențe și spun, erau unul de la pipirii care îmi spunea, domnul Cendre, veniți într-o zi, zice, când se plătește ajutorul social, o să vedeți că e negru la crâșmele din centru de acolo. Și zice, oameni care n-ar avea să ne ajută, dar am creat toți la ajutor social, că nu numai la ajutor social, și în cadrea centru. Și trebuie să, să mișcăm grupurile astea din loc. Până la urmă, trebuie arătat cel care, efectiv, da. Nu că îmi calcă legea, pentru că dar nu mai spun că un celebru caz prezentat de presă cu biciclistul de la Pungăraș, care bătuse pe unul în pâșmă, circula pe bicicletă și a dat certificat de handicap, da? Chiar nu știu, e adevărat că noi, în comisia noastră, noi nu avem de la Direcția de Protecție a persoanei, de la nu avem comisie, ca să ne spună, dar
Eu v-aș ruga pe dumneavoastră, mai ales când mi s-a cerut și o informație publică cu privire la cei care sunt încadrați pentru handicap vizual și auditiv, cu permise auto, să cereți o situație de la comisie și cu privire la constatările pe care le-a făcut în comisie numite de Ministrul Muncii împreună cu prefectul, în cazurile acestea. Vrem să știm și noi mai departe, că până la urmă e vorba de banii noștri ai tuturor. Prea se întâmplă multe cu certificate medicale, cu rețete, cu nu știu ce și toată lumea strigă, vrem bani, vrem bani, sistemul e subfinanțat, ceva de sănătate și în altul și în altul, toate sunt subfinanțate, banii după ciclurile de buget se alocă bani de an, s-au alocat mai mulți, dar nu se vede eficiența acestui. Și mai ales să informat mass media, că eu cred că impact mai mare are dacă află și vecinii și ceilalți, pentru că se cunosc foarte bine. Da. Dacă între colegi... Din partea presei se pot pune întrebări? Da. Eu sunt mai de la teacă. Cum veți acționa, ne-a spus să nu alege cum va acționa asupra efectelor. Efectele fiind cei care au aceste certificate obținute mai mult în acțiunile date. Cum veți acționa, cum va acționa, nu alege asupra cauzei, pentru că cineva a dat ce ne face liberi. Noi, din partea cititorilor, sunt trecut aceste vremuri. Vedem la ora actuală că sunt zone unde un asistat social primește mai multe facilități însumate în bani decât salariul oricărilor de această sală. La aici au auto, s-au detonat, de exemplu, fondurile de la plata creierului electric, către cămin unde s-au asistat social, în așa fel încât anul 2011 a fost un bărbun de 165.000 de față și 42.000 de metri de apă. Tot acești bani sunt duși către asistența socială din banii noștri. Ce măsuri ia deja contra acestor lucruri. Sunt bani foarte mulți. Legea aceasta, dar dacă verdictul comisiei de evaluare este că în mod greșit, nelegal a fost încadrat și respectiv au primit banii, atunci două pare, devine și beneficiarul și cel care i-a dat. De regulă este încadrarea aceasta, dacă o face medicul sau medicul trimite către comisie, numai că trebuie să aflăm exact, să avem un caz, măcar care, pe care după aceea, sigur, este și răspunderea penală, recuperarea prejudiciului pentru fiecare parte. Nu este competența inspecției sociale de a finaliza. Sunt organe de anchetă penală, în fine, justiția care trebuie să dea o sentință detătorească, definitivă și revocată în care s-a dus. De aceea am întrebat și eu și știam, de fapt, că nu s-au putut vedea, s-au constatat și doar dacă unii au renunțat din rușine față de vecini de opinia publică, dar și asta e problematic cu rușinea, că nu prea există. În rest, nu este o rușine. Noi am pus de mai multe ori problema. Nu, o rușine pentru cel care beneficiază fără drept. Nu permite să începem pentru cei din comisia de evaluare, care de ce? Asta e, cred că e o întrebare. Păi,
cei din comisia de evaluare, care vorbim de un diagnostic clar pus de medic, știți cum poate fi contestat diagnosticul colegii medicilor, așa mai departe. Dacă vine dosarul și spune acolo că este nevăzător, mai sunt și alții în comisie, dar nu sunt de specialitate. Nevăzător. Și dacă și face pe nevăzător, da. Și eu spun că poate, nu mă pice, nu sunt prea, dar cred că poate să o facă pune văzătorul și în fața medicului. Nu, dacă pune acolo, pune, zice, măi, la ochelar, la care e pusă nici el. În ce mă pune, spune, vezi, dar rândul ăla nu-l văd, că ăla nu-l vezi, că ăla, dar pe mine mă vezi, nu te văd. Nu te văd din. Noi revenim cu întrebarea și cu vedeți mai concret. Da. Ce mă spus să iau cont al statului în Iatra Neamț, asistenți sociali, niciodată nu pot dori să nu fie asistenți sociali, asistenți sociali, dar recept, pe munci, în speranța, la deci iau curentul gratis, la discreție, cu deci cât jumătate din mare, au apa la discreție, ceea ce nu are niciun om care muncește de dimineață la 7 până seara. Ce nu știu să iau aici, să nu se cheltuiască banii noștri. Pentru că vorbim de miliarde de lei, care un pensionar nu stă cum vezi de 12 bani în casă. Și cel mai ascultă manele de dimineața în seara, cum stă la maxim, se bani mai. Aici ce mă spune se vor face? Aici sunt miliarde care se vor face. Da, dar niște nu beneficiază, efectiv aici e vorba de curte. Nu, păi mai multe sunt de contacte cu marte, cu măria de asemenea. Pentru cei care stau în numai blocuri, din totdeauna. Ce nu se fac la aici, privind aceasta? Sunt sume colosale. Am avut și contract la societatea avocată, de două ori într-un an, la reparat capitalul. Nu mă întâmplă, după două luni de zile, fugeau din temelia blocului, făcuseră două țâșnitoare, era strecurătoare. Deci acestea sunt întrebările pe care ne le pun nouă cititoare. De ce un om cu două facultăți primește mult mai puțin decât un asistat social care face, nu face, merită, nu merită, asta e altă discuție care o stabilește profesioniștii. Dar cum poate să primească un asistat social la distribuție aceste resurse pe care nu le primește niciun om care nu sunt război? Aceasta este întrebarea la care noi nu putem să răspundem cititorilor. Dacă puteți vrea să ne-ați astfel de răspuns. Deci, super, la nivelul Consiliilor Locale s-a adoptat astfel de hotărâri. Ei au contracte de închiriere, au contracte pentru locuitori. Sunt acolo. S-a adunat. Înainte era voie să lucrească și din sumă. Lumea a venit tot legislația care spune nu poți să lucrezi până la mic cuantul. Și acum după ce înțeleg că ești în drept mai mult. Da, este o problemă socială și... Ce nu zice nimeni, doamne, că ești trebuie să nu primească. Trebuie să primească, ei trebuie ajutați, nu este nicio problemă. Dar nu. Cred că sunt asemenea în mania. Cred că nu există localitate, cred că urbană, care să nu există. Nu mai am prezentat problema nicioi auto. Nu există niciun liceu, nicio școală în această țară care să plătească asistența socială a tinerilor. Pe de-o parte, vă dați seama și profesorii de școală respectivă, îi se duce salariile, se duce absolut tot și el se uită pe geam și vezi pe ceva cu Creșou, așa, și cu geamul de sisteme și cu ieri, pe banii lor. Sunt niște situații care nu alege multe de vreme de asupra școală. Nu se fac obiectul. Asta e că când eu cred că toți care așa stați special au contract. Contractul de statului, cine e de fapt aici? Am văzut oamenii de ce vor lua, au certificate, am înțeles de acest lucru. Dar cine va sancționa pe cei care plătesc miliarde de acestea? Comisia sancționează cu omul, final. Dar cel care a cheltuit miliarde de omul respectiv, cine sancționează? Nu, dar există bine nelegat, nu-i curcă de conturi, și-i curcă. Curcă de conturi, da.
Aici spun eu, este la care nu putem trăi. Sunt cazuri sociale. Imaginați-vă, vorba de vorba de sute de oameni cu familiile lor, acolo au mai adus și pe alții, stau acolo, au fost tolerați an de an, așa. Nici nu știu eu personal, nu știu ce măsuri ar putea să se ia, unde să-i duci, să-i scoți de acolo. Să... Nu e vorba de scoți. Nu, nu, poate că ei există consume mai mult, au la diferite și consumă mai mult un singur aspect decât aveți un alt salariu. Ceea ce nu este normal. Pentru societate și plină nu este normal. E de bani mult. Vă referiți mai la utilitate, înțelegeți? Asta sare în ochi și se poate dovedi foarte. Poate dovedi foarte. Așa mă pune când te explicați acelea. L-am prezentat întotdeauna la presă. Consumul liceul autorită. Da, că vinul de la liceul autor, nu știu, cine este? Sau nu ceea să cea care sunt tolerați de filologia care ne-am zis, deci nu au formele dale. Sau în acest politic de anul. Nu li se reglementează că tu ești oameni, voi să consumi numai 1000 de bani. Nu știu, sunt calitate de asistat social, nu este legal. Sunt în legile, cred în ei, dar nu sunt forme legale. Și beneficiază de contribuțiile acestea? Nu. Da? Da? Beneficiază? Da, unii dintre ei, da. O ceva de ce fapt? De venit o sub... Asta primărie. Ajutor social. Au, și ajutor social. Ajutor social. Da. Dar venind acest ajutor social, să vezi ce nu trebuie să ia probleme. Un om din două facultăți, cinci facultăți, nu este de acolo în culoare. Pe vorba de precizie, mi s-a tăiat de timp care ne suportă asupra, liceu, dar nu liceu, primăria, nu liceu, primăria, 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 de la școli și plătite de către primărie. Adică de nu, nu de liceu. Da, deci, plătirea nu știa din proprietatea publică a municipiului, sunt în administrarea universităților școlare, și aveți de spus, este o problemă de nerezolvat și nu cu legislația în sine. Consiliul local poate să aprobă, care Consiliul local poate să aprobe suportarea unor cheltuieli din acestea. La fel, în lemn și în alte, s-au făcut contracte respective. Electrica le-a făcut individual contractul respectiv. Și aici este un cămin al liceului și acolo probabil sau acioară niște... Nu, dar avem niște înțelegeri între liceu și cu administrația locală, cu primăria de a locui acolo. Așa situație este și pe munci. Nu plătesc niciodată corect. Au mașinile foarte la parte, nu plătesc niciodată corect. Sunt locuințe ale primării. Așa situație este și, în Speranța, în partea cealaltă, unde sunt parte. Toată. Nu e vorba ca asistați cu ceea ce nu fie asistat. Este normal să fie asistat. Sunt oameni cu probleme. Am fost și am văzut. Dar mi se dă totul la discuție, la fără în mine. Da. Dacă nu este sau cu defectele astea, fac să vă imaginați că sunt cea reacționată din pare că am întâlnit de ea. Pentru că și noi suntem proași, tot media prezintă că cum e o situație de urgență sau discol, primul lucru care îndeputăm în lumea, uite, oamenii mor pe șrabă, chiar dacă sunt amărâți în aceștia, boschetari, cum le spunem, beneficiază de aceleași condiții la internare, în spital sau nu știu, ca și noi toți ceilalți care plătim contribuțiile respective. Este o formă de solidaritate socială. Nu trebuie să fi mai eficient la să cheltuie un singur, o singură familie acolo 30 de milioane de euro pe lună, ar fi mai eficient să ne dea romul bani și să-i romul într-un acasă pe care. Nu înțelegi. Nu, nu, dar zic așa, ar fi mai economic să-l se închirie pe toată lumea. Dar uite, este o idee să lanseze. Pentru că cheltuielile sunt de miliarde, nu doamne, cine vrea să ia acasă? Mai degrabă ia un maidanez. Nu, a fost, am văzut situația care până la facă locului, dar poate este singura problemă, e mai asta e, am preluat această situație dinainte, din regimul trecut, l-am dus, din păcate, toată această perioadă și numai și mediul rural suntem. Aceste comunități, să spun așa, lipsite de drepturi, ele nu au fost bădate niciodată. Mă, era interesant. Eu prin 91-92 am avut o propunere aici, am spus să ne dea la fiecare familie de asta, din mediul rural, de exemplu, unde sunt, și erau pământul, din zona municipiului, să dea un hectar de pământ.
să-i proprietărească. Păi, familiile romene, fiecare de pământ, să spui. Dar vă spun și aia care au avut și care acolo nu stau, vin la oraș chemat de rude, de prieteni, să îngrămătesc în aceste încăperi, stau plaie peste grămadă, asta e situația, și efectiv, orice primar care vrea să intre, să-i scoată de acolo, el să... Deci nu am zis pentru tine scoși. Deci le-am să le pun siguranță care s-ar la un moment în care conduc momentul de față, ținând tap. Și atunci ai într-un regim normal. Deci sunt... Vom avea meeting în fiecare zi. Cum a sărit siguranța, cum avem meeting? Da, dar e banii noștri, a tuturor. Da, este, dar... Ce veți spune la profesorul la ce au localizat astăzi salariile și le vine factura 165.000 de euro la zi? Din alte capitole bugetare, salariile sunt așa, suportate de la bugetul de stat, dar în grijele bugetului de finanțare de la bugetul local, dar nu este tot fundat. Fond de probleme, ăsta este, rămâne în continuare, eu nu văd că și ei spun că stai de vorbă, păi cum să ne dea locuri de muncă? Lucrul este valabil și pentru, cum să zic, ceilalți care efectiv lucrează, să spune, domnule, restructurare, aparat, bugetar, la fel spune problema, restructurare, dar unii din problema socială. Așa, și din solidaritate socială. Și a fost o soluție, pentru că acum, când văd cum își Nu, repet ce vă spuneam, cazul de atunci, mi s-a dat la cheie cum arătau apartamentele, acum nu arătau multe mari. După două luni de zile, să-și neam din temelie, pentru că nici măcar atâta lucru nu se mai deranjau să meargă, dar aveau baie comună și ce și-au improvizat ei, au tras și scoteau fiecare din cartonerea lui, a scos sala. Și curgea... Păi, asta speram să ne explicați cum noua lege socială, pentru că acest sociale va interveni, de exemplu, în alte țări există angeleală cu un sub de noapte, dimineața iau cu o muncă, îi ține toată ziua, se la doamnă până la ora 12. Te ajutăm, ești într-o stare de necesitate, stare aici, copiii îți ține ziua, tu dimineața la prima oră mergi la muncă. Atunci nu mai este să-ți ține copiii, sunt administrată, este mai eficient pentru noi ca societate civilă, se face o bine miliarde, care se pot folosi la orice altceva în asemenea. Deci se pot folosi, dar am zis, dacă le-am luat banii celor care n-au drepturi, că putem să facem mai multe, cămine mai multe, ele sunt. Și acum mai există și al primăriei, sunt și ONG-uri care au, dar vorbim de o categorie care nu vrea să respecte regulile în condiții. Asta este nici un sunt domnul de la face pentru ocuparea lor, nu știu dacă este în bine, pentru că văd atribuțiile direcției sociale, noi la poate ar trebui un pic corporate cu necesitățile locale, cu necesitățile de afaceri, dacă s-ar putea și un sistem. Poate s-ar găsi un mod de tratare a acestor oameni. Dar asta nu știu dacă s-ar găsi sau sunt măsuri. Legea e văzut de pe domeniul ăsta la asistență specială, dar avem dreptate încăpeată și pe fondul europene, și cum am mai discutat, eu nu înțeleg că s-a negociat atunci cum s-au alocat atâția bani pentru formare și reformare și deformare profesională și nu s-a putut vedea acolo unde 50% îți vor pentru asta și 50% să pun banii să-i menții locul de muncă măcar un an de zi. Toți vedem și sunt atâtea mai ales venite și din străinătate, cu putere care știau ce urma și care au contracte de milioane și milioane de euro. Nu s-au pășit. Aveți dreptate. De unde îi școlarizez, dar eu cred că în recesiune economică și nu știu dacă una viitoare n-am bani de salariu. Da, dar până una alta a uitat că chiar și dumneavoastră a spus în mediul rural, ca să ei nu facă o zi muncă, fără 50 de lei și fără masă și băutură, nu zi. Mai este corect că nu văd de ce primăria n-ar putea interveni în
impun niște măsuri ca să-i ocupe. Nu. Reprezint Uniunea Națională a Transportului ca stat privat. Și vorbesc la obiect. Dacă legea ar impune ca acolo consilii locale să aibă puterea să... ei să facă norme locale pentru fiecare, cel care va fi asistat, să le definească și ceea ce rămân diferență care la acoperă, să-i se trebuie la stat. Eu am plecat o... fac o abstracție, am plecat acest aspect care îl zic, când am fost 92-96 primar. Apoi deși. Imediat, în 93, când a dat primele ajutoare sociale, eu am spus normă locală. Și am fost primul judecător care a spus normă locală. Am fost eu la prefectul de Domnul Casacu, nu Domnul Țibulghe atunci. Partea Domnul Casacu mă șticare. Și am zis, bine, atât timp cât în Consiliul Local spunem normă locală, și avem o autonomie locală, se respecte. Și am spus, sunt două coase, cel puțin, în agricultură, sunt două. Sunt două orașe la cartof? Sunt. Sunt două orașe la porumb? Sunt. Faceți voi ziul muncă, vă dă asta de a vezi atunci, cum spuneți doamna la acum, pe 50 de lei. Dar am mărit prețul acum. 70. Și mâncare, și băutură, și țigări, și cu șantaj. Și după aceea ce tu devotești că ai câștigat bani sau nu vrei să câștigi, nu ți-i dau eu, îți dau diferența. Că am putut un local și te o găină că se poate câștiga și o fac cu lapte și un cap care ține și spune ce nu muncește decât pentru mie. Pe de ăla. Aveați competențe, domnule. Aveați atunci la apariția legii. Aveați competențe de a stabili dumneavoastră. Și aveați dreptul ăsta, putea să faci... Deci, în anul ăla am aplicat, nu era competență de legii. Au fost pe urmă competențe de legii. Au ținut exact când a venit un capitan politic. Care a spus, dăm proiectul social, pentru că ce-am adus să spun domnul Caritar. Ce îți anunțați acum? Eu sunt cu... Privatul, n-are ce faci. L-am calculat cu toate bunurile care... Să angajezi tu state de astea drepturi, de lumii și mai... Nu știu, te-ai fac, te-ai dat în față. Eu știu la o ție să duc doar la... Că-ți spun, dacă vezi o zi, penalizează, că am simt, mi-ai dat la state drepturile. Și când îți pierde unul, băi, hai să mă ajute! Deci la poartă mai cer! Hai să mă ajute! Și acest prost, sau îl îndrăgătesc pe Popescu, pe Ionescu, deci dacă ar impune legea să dea în locale, eu sunt sigur de fapt, am zis poți în locale, nu vezi, ar fi altă schimbare. Doi, de multe ori primarii în comună, care sunt la clar, ține-te scaunul și ține-te scaunul prin cine. De acești oameni care sunt la statul cea. Lor, îi pe că de acolo la Bodești cel puțin, când vin la toată tăcere, sunteți de bani, cât stau pe primar și cum îl bajocoresc și pe cei care sunt Bodești și care nu sunt promiți, care e din acolo, care sunt doar publici acolo sau nu sunt doar publici și la fel un om de grup care zice, băi, dar tu mergi, pentru că noi fac cu asta expresia. Dar e Mihai de om, nu pot munci? Și le-a la întrebări. Și nimeni nu ia nicio poziție. Poliția nu intervine, ceilalți nu intervine și atunci rămâne la care conservație bajocorii. Crezi că membrii din familie ar da la unul din ei aceste certificate? Nu, dar de 10.000 de ori la ușa lui. Adică îți lichidezi un bugat. Păi spun, drag, ești de acolo, ce știi ce mai crea acolo de acolo, ca să te vedem. Iar în comisii sunt numai cea care, acest delegat care face parte la primărie, ceilalți foarte puțin, dacă te rezerezi la condițiile la fiecare, și în funcție de cum spune primarul, pe mine cu acea anchetă socială, se vede, ai ajută să vezi, păi taie de acolo. Și îți mai taie de la pământ, îți mai taie de la găin, când mai arată găin, mai arată, mai are un timp, îl bagă mai arată loc, spune că la copil sau la altă, și așa, spăinte. Și încă mai au venit politicările care sunt și încă mai sunt pe politici. Ca să ajungă în fața în care... Păi, dar a spus bine, când iau bani nu îi umple. Au deschis contul la prăvălii și ai chită pe rând, că nu au bani pe toți contul care îți fac ei. Și dacă, scuzați-mă, că și legea asta a fost întotdeauna acum. Să faci tu privat, să faci un registru special pentru zilier. Dacă ei la tine se înunceați o zi, te spui că dai la lui și dai la contribuția. Păi dacă ești în poziția asta, nu-ți vine. Tot nu-ți vine.
Și atunci, în cele zile, pe ce fac? Dacă face 6-9 zile la urmărie, mai fac 1-2 zile, sunt pot, mai este niște bani care are niște și niște obligații, se pune pe și iau banul foarte ușor. Și atunci noi suntem cei care cei de obligă, suntem invalidați și suntem contribuții. Până ne prindem tot doar. Că eu am dat permanent pentru pensia mea, că m-am putut la pensie. Și nu știu dacă mai prind pensie eu. Și am contribuit permanent. Ce se contribuie de pensia mea? Să prindeți, să cupăm. Cuponul, da, mai e mic. Pentru că această lege de protecție socială a fost dată pe interes cu capital politic. Degeaba suntem noi aici toți. Degeaba. Credeți dumneavoastră că liceul auto este bucuros că îți dă acești bani? Nu știu. Chiar am făcut sesizări. Eu sunt sigur că este ceva între primărie și ei. Bă, că dau pe jos capacitate de mine, vă dau bani mai mulți, așteptați cum fac și voi. Dar nu pot să accept eu cu prinde dacă dau mai mult la Ce exact? Dacă le dă pământ, față dumneavoastră. Eu am mandat la Bădești, am intrat la domnul Dânu. Și asta sunt proprietăresc. Îți dau pământ? Și el? Da. Ați vă spus el la Santa Coasă. Nu a avut niciunul de ei și tăcine. Am muncit pe când a avut eu, când a muncit pe aia dumneavoastră. Am face parte din timpul ăla dumneavoastră. Nu știu. Și eu munceam pe timpul de văzut la bașul lapte. La ora 3 și mai dimineața 4, până la ora 11 și noapte. Avem dreptate. Noi nu facem nimic negativ. Eu vă spun, din păcate au apărut normele astea, au trebuit să fie date norme, că tot unii făceau primar, care țineau curat 80-90% din populație era prin alcool social. Sunt comune mai bogate, prin apropierea orașelor, prin lumea aia, și spun, domnule, dar le dau ăștia ajutor social de la la 90, o dată în presă, o comună unde eu care avea 90%, că erau vreo 7.000, 90% din ea, luau ajutor social. Pentru că părintele care a fost odată, care a spus că frigider, mai e necesitate, aspirator necesitate, mașini necesitate, toate astea, deci tot se gata. Comuna a fost inclusiv eu în care am condițiile în care era. Deci, știți mai cum să spun, eu spun că medic facultate, spun că avea asta social. Deci, după legea respectiv, ca 192 în condiții local, ca a fost mai ca a fost în local, de 92. Și sunt președinții comisiei, problemele agricultură și economice. Și văd toate lucrurile astea. Deci, legea era asta, să fie toată lumea de încadra în așa. Cu ajungând în foc, în încălzire. La fel, cel puțin 98% din protecție ca vreau la tramat. Și o bătână care era mărit chinuită, care nu putea să bătă în casă și nimeni nu uita la ea acolo, ea nu m-a mâncat de rușine. Cum îți mâncă? Că cum am și vrea să acolo și nu-mi fă vrea să vedea. Iar noi din coace, puțin local, dacă făceam observații primarului sau așa, avea opoziția, pentru că de obicei sunt îmbrânzurați de opoziție în Consiliul Local, după aceea la oameni și atâlesc. Sau ca zic, mă duc în consilier. Și te-ai găsit tu mai să mergi acolo. Și ești tu, ești bunicul pământului. Și ce să faci și care? Îți gândi mașina, te lovești, e bine, iată-mă, domn doctor, iată, ce fac? Un singur aspect asta vreau să mai aduc în atenție, tot sesizat de noi în presă, sunt asistați sociali care au făcut fapte penale și ei sunt asistați sociali în continuare. Și primesc bani, pentru că sunt în dificultate. Avem un caz cu niște minori care s-au în muncii și în speranța, care au călătorit peste 50 de bătrâni în piața mea. Și nu au ce să prefacă pentru că sunt minori. Și părinții lor în continuare primesc ajutor sau pe banii noștri, pe curentul nostru și pe banii
bărbunul care a urmărit, deci poliția a luat 30 de ori, dovedit. Pe bărbunul, ultima a fost în Dănărești, am împins femeia de 70 de ani, am pescat de la piață în jos, și-a pus mâna la gură, femeia aia a mușcat. Deci, mulțumesc eu. Acești oameni primesc ajutor social din banii noștri. Este lucrul la cui trebuie să pun misia în bună și nu are. Și mai ce am de una, de îndrepnesc consiliile tale, așa cum se spunea, să primească la fost social, e faptul penal, e faptul penal. Vorbim de 30, de 50 de călătorii a bătrânilor din teatra mea. Și noi, în continuare, nu-i condiționăm cu nimic, am făcut un comportament social. Când primești un ajutor, să fie condiționat de ceva. Am văzut-o pe ultima vârstă, în căsulită, i-am văzut pe ei la poliție. Interese din banii noștri. Și sunt părinții, bunicii noștri. Noi plătim un contract. Că dăm curentul pentru a tăia la urmă satelit pe munci. Se vorbesc de cazul cu obiectivă, da? Nu, dar vă spun, credeți că... Nu se zic. Noi am mai înspran, ne-au tănătat, te spuneam de primari, că am spus la notaritățile rurale, nu face ce fel de curs al locurilor de muncă. Nu, întrebați proprietarii de pământ, care la fel spune, domne, am pentru prășit, nevoie de 1-2 persoane, 3 zile, 4 zile, persoane și prezentați celor ăștia care dați ajutor social și spuneți, domne, uite, te duci la prășit la ăla, te duci la... Ar trebui îmbinat cu autonomia locală cu... Dar, repet, sunt și localități în care, într-adevăr, ponderea voturilor acolo 30% e asigură că la ajutorul social. Greu este că au primit bani și încă au putere să muncească, nu mai muncesc. Ei orice fac, mă, ca să vin să te omoare pe la primărie, indiferent cine este primar, să-l viseze cu toate, tot funcționarea acolo,